cum acum vreau zic să vii să votez bugetul, cum să vii proiecte de legi, și sunt o sumedenie de probleme care trebuie să le vezi înainte și să nu creadă cineva sau chiar direct domnul Filat că lumea e proastă și nu vezi ce se întâmplă. Și mai repet încă o dată, problema Republicii Moldova azi nu este Vlad Plahotniuc. Vlad Plahotniuc a fost problema Republicii pe timpul guvernării lui Voronin, când era prieten cu dânsul. Problema Republicii Moldova azi este Vlad Filat. Și toți acei care au pus